Incidentul a avut loc în satul Sătic din comuna Dâmbovicioara, județul și renumită zonă turistică a țării. Tractorul s-a rostogolit de câteva ori până când a rămas prins în copaci deasupra unei prăpăstii. Localnicilor le-a fost teamă să intervină și au așteptat pe angajații de la inspectoratul pentru situații de urgență să repună tractorul pe roți. În cabină se afla un bărbat de 49 de ani din localitatea Bughea de Jos, care lucra de câțiva ani pe acest utilaj. Angajații de la inspectoratul pentru situații de urgență au au reușit cu greutate să-l scoată după ce au repus tractorul pe roți. Pentru că bărbatul se afla la lucru, evenimentul a fost încadrat ca accident de muncă, iar inspectoratul teritorial a deschis o anchetă.